La 19 septembrie e hram în Comuna Budești, cea mai frumoasă suburbie a municipiului Chișinău. Pentru prima dată, localitatea a fost atestată în documentele istorice în anul 1455. În Comuna Budești locuiesc peste 5.000 de oameni. Din punct de vedere administrativ, în fruntea comunei se află Nina Costiuc, unul din cei mai longevivi primari din Republică. În anul 2015, Nina Costiuc a primit votul de încredere al oamenilor din Budești pentru a 6-a oară consecutiv, plus un mandat de președinte al Sovietului Sătesc, pe care l-a deținut pe când avea doar 24 de ani. Sărbătorirea Zilei Hramului în Budești a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Mitropolitul Vladimir și un numeros sobor preoțesc. Biserica din Budești poartă hramul minunei Arhanghelului Mihail. Conform documentelor, acest lăcaș are o vechime de peste 200 de ani. Biserica la început a fost de lemn, iar mai târziu a fost refăcută din piatră, păstrându-i se însă caracterul vechi. În continuarea liturghiei, Mitropolitul Vladimir a resfințit pictura din interiorul bisericii. Pentru meritele deosebite la renovarea bisericii, primarul comunei Nina Costiuc a fost decorată de către mitropolit cu Ordinul Bisericesc Cuvioasa Agafia de la Cușelăuca, diplome arhierești au primit și alți binefăcători ai lăcașului de cult. Eu știu că visau părinții mei, oamenii buni care cunosc, ca să fie pictată această biserică. În sfârșit, eu, la vârsta mea, mă bucur că văd această biserică pictată și blagoslovită de înalt preasfințitul metropolit al Chișinăului și a întregii Moldove. Este o onoare pentru noi, oameni buni. Și vreau să spun că din 1993 slujește cu evlavie nouă și se roagă pentru noi preotul Vladimir cu toată familia sa. El și-a adus un aport esențial ca să păstrăm acest lăcaș, fiindcă el, dumnealui, este dintr-o familie tot de preoți. Mulțumim, doamnă primar, pentru ceea ce faceți pentru satul acesta, pentru biserica noastră și pentru toată lumea care vă încurajoară pe parcursul anilor de zile. Foarte și foarte mult dumneavoastră ați făcut pentru satul acesta și pentru biserica noastră. Felicitându-vă cu sărbătoarea Finatei Minunii Sfântul Arhanghel Mihail, doresc ca Sfântul Arhanghel să facă minuni și în satul acesta, să facă minuni în întreaga noastră Republică și în toată lumea. Primăria din Budești acordă o importanță deosebită învățământului și culturii din comună. Administrația publică locală are ambiția de a implementa zeci de proiecte pentru a avea o localitate prosperă. Credința, cultura și învățământul sunt domeniile în care se investesc multe surse financiare, dar și suflet. Parada cărucioarelor i-a adunat în centrul satului pe cei mai mici budeșteni. Tinerii părinți au avut grijă să decoreze cărucioarele cât mai original, spre admirația juriului, dar și a publicului. Noi creștem generații și ne dezvoltăm. Are viitor
satul Budești și mă mândresc cu asta. Deci începem programul Copilul anului 2016-2017. Mulți ani! Bravo, ei sunt cei mai curajoși de astăzi, de aceea le oferim 5 jucării moi pentru toți 5 copii. Acolo unde există o mare speranță pentru viitor, crește și natalitatea. Din septembrie 2016 până în septembrie 2017, în Budești s-au născut 60 de copii. Nou-născuții au fost decernați cu diplome de excelență copilul anului și au primit, bineînțeles, cadouri. Stimați locuitori ai frumoasei localități Budești, o cunoaștem foarte bine la guvern pe doamna primar, pentru că este un primar foarte și foarte bun, energic și, sincer să vă spun, dacă am avea așa primari în toate satele din Republica Moldova, să știți că Republica Moldova ar fi mult mai aproape astăzi de Uniunea Europeană, acolo unde ne este gândul și acolo unde ne este viitorul. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes în continuare și, stimată doamnă, vreau să îmi aplec capul în fața puterii dumneavoastră pentru a realiza foarte multe lucruri frumoase pentru localitate. Creșterea nivelului vieții în localitate, soluționarea celor mai strigente probleme de interes comun, schimbarea mentalității și multe alte realizări sunt posibile datorită capacității administrației locale de a atrage și a motiva oameni, organizații, instituții, ambasade din țară și de peste hotare să se implice în schimbarea situației din comună. Armata Salvării este o mișcare internațională creștină de binefacere care se implică cu dărnicie în diferite activități și proiecte care se desfășoară în comuna Budești. Deseori mergem în vizite în sate în Moldova. And I talk to the mayors about their dreams for their people. Și vorbesc cu primarii despre visele consătenilor lor. And I think that this is a village. This is a town where dreams do come true. Și mă gândesc, acesta este un sat unde visele devin realitate. And your leadership is very important. Iar conducerea de asemenea este foarte importantă. Thank you. Vă mulțumim. Thank you very much. Și cred eu că dragostea este reciprocă. Deci acest mod sănătos de viață prevede și gustări. Pancogin, vă rog veniți aici, fiindcă de la dumneavoastră s-a început și la doamna Ana. Avem câțiva ani la rând din studenți din Coreea, Coreea de Sud, și învață în timpul verii copiii cele mai performante programe în domeniul IT-ului. Iată că am ajuns când în fața dumneavoastră sunt copiii noștri, foarte extraordinar îmbrăcați și care au un viitor deosebit. Grupuri vocale, soliști, formații de dansuri și ansambluri folclorice au pregătit un program artistic deosebit menit să adune împreună comunitatea și administrația publică locală, colaboratorii și prietenii.
O surpriză cu totul plăcută, oferită de autorități cetățenilor din localitate, a fost invitația adresată fanfarii Ministerului Afacerilor Interne, care a interpretat melodii de sărbătoare. Un model pentru tinerii din ziua de azi, trei cupluri din Budești, care au împlinit 50 de ani de căsnicie, au fost felicitate și premiate. Din numele Consiliului Local vă mânăm și un premiu bănesc, vă rog. Și aș vrea un semn așa de încurajare pentru familia Buboc Constantin și Buboc Vera. Multă sănătate pentru familia Buboc! Primăria din Budești contribuie constant la promovarea și popularizarea sportului. Sportul, în speță fotbalul, este aici la loc de cinste. Echipele de juniori și seniori au participat la numeroase competiții, întorcându-se acasă de nenumărate ori cu diplome și medalii. Pentru aportul personal în dezvoltarea și promovarea sportului și imaginii localității și cu prilejul celei de-a 562 aniversări de la testarea satului Budești, tinerii sportivi au primit din partea primăriei diplome și un premiu bănesc. Alături de budeșteni, la sărbătoare au fost invitați primarul interimar al capitalei Nistor Grozavu, șeful oficiului Cancelarei de Stat Ghenadie Iurco și Iurie Cazacu, reprezentantul guvernului în teritoriu. Primarul de Budești, Nina Costiuc, este convinsă că poți să învingi greutățile doar dacă ai cunoștințe și ești un om fericit dacă ai de la cine învăța. Bursierul anului este un concurs pentru cei mai buni studenți, care prin reușitele lor promovează atât localitatea, cât și țara în care s-au născut. Mulți stimați locuitori ai Comunii Budești, eu vă doresc din partea Primăriei Municipiului Chișinău, din partea Consiliului Municipal Chișinău, prosperitate, succese, să deveniți, să rămâniți așa cum sunteți și astăzi, un exemplu demn de urmat pentru toate localitățile din componența municipiului Chișinău. Aș vrea să dau cuvântul de felicitare domnului Iurie Cazacu, reprezentantul Guvernului Republicii Moldova. Bună seara, doamna primar! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. În numele colegilor din conducerea Guvernului Republicii Moldova vreau să vă transmit cele mai sincere urări de bine, sănătate. Văzând atâția tineri frumoși în această seară aici, sunt sigur că Budeștiu are viitor, Republica Moldova la fel are un viitor frumos. Bună seara, stimați locuitori ai satului în care primar a localității respective, a Budeștiului, este doamna Nina Costiuc. Mă bucur de mult faptul că dumneiei făcut tot pot posibil ca localitatea dumneavoastră, într-adevăr, să aibă cele necesare, infrastructura să crească și respectiv să aveți o localitate cu care să vă mândriți. Și așa cum se cuvine la sărbătoarea localității, cei prezenți au fost încântați cu muzica aleasă și voie bună. Tineri și vârstnici deopotrivă au lăsat grijile deoparte și s-au adunat în parcul din centrul satului pentru a sărbători până seara târziu.